Cum vă numiți? Anton Daniel, de la firma Nora de Timișoara. Spuneți-mi despre ce este vorba. Aici că am văzut, m-am tot învârtit pe lângă ea și nu prea am priceput despre ce este vorba. Da, este o instalație destul de nouă pe piața românească, nu cred că se mai folosește. Este o instalație de igienizare și tratarea baricilor, în special, pentru a prelungi viața baricilor. În general, un baric se folosește 3-4 cicluri maxim. Cu această tehnologie și soluțiile care le folosim, se dublează durata ciclului. Deci nu se mai folosesc 3-4 ani, să zicem 7-8 ani? Da, exact, exact. Acum, în funcție și de cât ține fiecare producător, câte luni ține vinul un baric, noi le numim cicluri atunci. În loc de 3, facem 6 cicluri, exact. Bun, și înțeleg că e vorba de o instalație care spală sub presiune, dar folosiți și alte substanțe la spălatul baricului? Exact, este o instalație care se folosește la presiune, la o anumită și temperatură de apă. Și se folosește două soluții, care este de la producătorul care reprezentăm noi, fiind firma Tonhauser din Austria, care de 30 de ani asta face, este foarte recunoscut. Pe... De când sunt în România? În România ne-am început cu ei colaborarea de vreo 4-5 ani, am început pe sectorul de, să zicem, de bere și de apă și acum vrem să intrăm pe acest sector de vinificație, să zicem. Înțeleg că ăsta e și motivul pentru care vă aflați la Vinvest. Exact. Trundeți pe lângă vinificatori. Exact, este ceva nou și de asta m-a dus în special acum la Vinvest această instalație, să arătăm producătorilor de vin beneficiile acestei instalații. Păi, vă doresc succes, să dea Domnul să pătrundeți cât mai bine în această lume, pentru că e o lume vastă, o lume cu mult interes, pentru, inclusiv pentru ceea ce înseamnă igienizarea baricolor și a vaselor, în special a recipientelor pentru vinuri. Și noi sperăm și suntem siguri că o să avem succes, deoarece produsul face, să zicem, o treabă foarte bună, care ajută producătorii de a menține un vin de calitate în baricuri și, bineînțeles, de a promova mai departe vinul respectiv. Succes mult! Mulțumesc!